2019 o să începem cu un moment de ultimă prezență. Așa că Facultatea de Drept, sunteți aici? Facultatea de Drept, nu v-am auzit? Facultatea de Științe Economice? Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale și Psihologie. Vă mulțumim pentru prezență și avem o promite, dacă doriți să lăsați persoanele mai în vârstă să ia loc, sunteți invitați. Dragi absolvenți, stimați profesori, internaționale. Felicitări! Este emoționant pentru mine să trăiesc alături de colegii mei acest moment deosebit, absolvirea. Ca student danubian, am învățat, m-am maturizat, am călătorit și mi-am făcut foarte mulți prieteni. Dragi profesori, suntem la oaltă, indiferent de facultate, pentru că este important să ne jucăm fiecare rolul în echipa sudată a acestei universități. Este mare lucru și puține facultăți reușesc să organizeze un asemenea eveniment împreună. Ce ne așteaptă după absolvire? Pentru unii este un nou început, pentru alții este abia jumătatea drumului și pentru mulți este o nouă viață. Cum am putea începe altfel acest eveniment decât prin a-l invita pe scenă pe omul care a fost alături de noi, care a vegheat atent asupra evoluției noastre, pentru că își dorește ca în fiecare an, în această zi a absolvirii, să se bucure de calitatea absolvenților instituției pe care o manageriază și să știe că mâine va fi reprezentat în domeniile mai sus menționate de oameni valoroși și de neînlocuit pentru angajatorii puternici din țară și de peste hotare. Îl invităm pe scenă pe omul care ne-a convins că suntem open, că respirăm online, gândim antreprenorial și simțim internațional. Domnul rector al Universității Danubius,
Andy Corneliu Pușcă. Vă mulțumesc foarte mult. Totul ține de imaginație, să știți. Spre deosebire de multe alte specii, noi ne imaginăm, creăm legende. Dar să știți că cel mai bine este să nu-ți imaginezi doar pentru tine, ci și pentru ceilalți. Tatăl meu, prezent aici, a imaginat în 92, avem 27 de ani împreună, că Galațiul Brăila merită domenii noi, din științele sociale. Și s-a întâmplat. Ați venit rând pe rând, am devenit o mare familie și iată-ne astăzi împreună, nu mai avem loc în sală, ne pare rău că vremea ne-a provocat în acest an mai mult decât în alți ani când făceam afară cursul festiv. Eu mi-am imaginat că suntem internațional, trăim în același sat global, nu? Că valorile sunt aceleași ale oamenilor, indiferent de locul nașterii, modul de a fi, de a gândi și că suntem conectați la un scop comun, acela de a deveni mai buni și de a rămâne împreună pentru a construi. S-a întâmplat să ia viață acest concept numit Danubius și aș vrea să vă citesc ceva, pentru că timpul este scurt pentru fiecare. Ceva ce cred eu că ne definește și ne construiește viitorul comun. O veche, încă actuală teorie ne îndeamnă să alegem calea de mijloc. Virtutea, după cum ne învață Aristotel, nu este decât o medie a extremelor. De pildă, generozitatea se găsește între zgârcenie și mania de a risipi. La fel, curajosul se opune lașului, care se ascunde de primejdie, dar se opune și temerarului, care se aruncă nebunește în fața primejdiei. Curajosul nu fuge de pericol, însă este prudent. După cum se vede, virtutea presupune echilibru și, în același timp, înțelepciune. Spirit calculat. O universitate privată nu își permite să fie risipitoare, de aceea își administrează cumpănit, riguros, resursele. Totodată ea înfruntă în mod deschis și curajos provocările prezentului, căutând să le anticipeze și pe cele ale viitorului. Este ceea ce face Universitatea Danubius din Galați, instituție de învățământ superior preocupată să obține starea de echilibru și de armonie pentru sine și pentru cei din jur. Lucrul acesta este ușor de demonstrat. Privind axa spațială ca universitate, ne situăm între Brăila și Galați. Căci dorința noastră, a tatălui meu și a mea, a fost chiar de la început de a dezvolta un campus universitar menit să deservească Brăila și Galați. Unirea celor două orașe într-unul singur este un vechi proiect al nostru. În urma studiilor făcute, chiar am publicat un volum care dovedește și argumentează faptul că cele două orașe sunt deja unite și ar trebui și administrativ și politic. Activitatea noastră, prin colaborări fructuoase și prin parteneriate de încredere, s-a extins atât către Est, în învecinata Republica Moldova și Ucraina, până spre Orientul apropiat, Turcia, Orientul Mijlociu, Israel, Orientul îndepărtat, Thailanda, Filipine, China, cât și spre vest, în Occidentul European, Franța, Germania, Italia, Spania, Polonia, multe alte țări, prin programul Erasmus+. Facem parte din Uniunea Europeană, dar avem și relații amicale de colaborare și cu celelalte state din afara Uniunii Europene, state europene din punct de vedere geografic, cum ar fi Rusia, Albania, Macedonia. Împreună, cred că vom putea construi un viitor european și mai bun. Nu stăm pe loc. Ne mișcăm. Continuu. Iar mediul internațional este apa în care notăm.
și ne simțim foarte bine. Fiindcă esența noastră este atât fluidă, propice adaptărilor, cât și cristalizată, oricând oferind statornicie și garanția încrederii. Numele nostru este Danubius, numele latinesc al Dunării. Ori se știe că Dunărea este mișcătoare și în același timp stabilă, calmă, constantă. Apa curge, mereu nouă, mereu tânără, ca și elanul studenților. Însă cursul în sine rămâne același sau aproape același multă vreme, deși albia se poate adânci, malurile se pot lărgi. Încercăm să practicăm un management performant. De aceea, domeniile educaționale și de cercetare în care dorim să fim cât mai buni nu sunt multe. Drept, științe economice, comunicare, relații internaționale, psihologie. Și aici găsim aceeași tendință către echilibru. Urmărind un ideal educațional, avem în vedere dimensiunea umanistă, socială. Punem în centru preocupărilor noastre omul, cu viața sa interioară, sufletul său, dar și cu viața sa exterioară, comunicativă, deschisă către ceilalți. Predăm despre om și studiem omul în relațiile sale interumane, afacerile lui, interne și externe, așa cum sunt sau ar trebui să fie reglementate. Virtualmente suntem peste tot și punem virtualul să lucreze în beneficiul realului. Suntem universitate nu doar open, ci și online. Suntem internaționali. Călătorind oriunde în lume, purtăm cu noi niște repere, o busolă în care punctele cardinale sunt reprezentate de valorile în care credem. Adevăr, excelență, respect, responsabilitate. Navigând, avem în vedere și axa temporală, dar tot în sens valoric. Ne orientăm căutând permanent steaua polară, adică inovația. Însă nu uităm locul de acasă. Itaca noastră este tradiția. Cultura însăși este de neconceput fără tradiție. Este obiectivizarea istorică a spiritului în forme care dețin și devin tradiții. Tot respectarea tradiției explică și relația excelentă pe care am avut-o și o avem în continuare cu fondatorul Universității, profesor universitar, dr. Benore Pușcă, că vă mulțumesc personal. În plus, oriunde am fi și oricât de universale ar fi chestiunile pe care le cercetăm sau le predăm, timbrul vocii noastre este fără ostentație un românesc. Atingerea excelenței este exigența care ne menține în vârf și ne ajută să ne autodepășim, nu doar pe linia educației, ci și în direcția cercetării. Avem centre de cercetare din ce în ce mai vizibile prin produsele lor. Avem reviste științifice pentru fiecare din domeniile noastre, tot mai bine cotate, indexate în nenumărate baze de date. Organizăm conferințe internaționale de înaltă ținută academică. Avem visuri, idealuri, cum este și firesc, dar nu suntem rupți de realitate, realitatea obiectivă. Din contră, suntem antreprenoriali. Încercăm să răspundem, prin programele noastre de studii, nevoilor, neliniștilor comunității din care facem parte. Avem parteneriate încheiate și cu mediul de afaceri, nefiind vorba doar de pragmatism aici. Este vorba de asumarea unei responsabilități sociale, din dorința de a contribui la binele public, la binele comun. În acest sens, vreau să menționez faptul că am implementat și implementăm numeroase proiecte cu finanțare europeană, toate în sprijinul comunității. Toate acestea dovedesc echilibrul de care vorbeam la început. Suntem deschiși și știm că acest lucru se poate face numai printr-o bună comunicare. O comunicare care caută armonia și acordul.
Din acest motiv ne-am considerat mereu în complementaritate cu Universitatea vecină, Universitatea Dunărea de Jos. Cultivând o relație exemplară, bazată pe respect reciproc. Este o lecție pe care am deprins-o și pe care o aplicăm în cadrul propriei comunități academice. Profesori, studenți, ne considerăm aici membrii unei singure familii, familia Danubius. Față de studenți arătăm preocupare, o grijă părintească, iar față de necesitățile lor manifestăm flexibilitate. Încurajăm libertatea de exprimare. Platon ne învață că discuțiile pot fi eristice sau dialectice. Cei care practică discuția eristică și distrugătorul mod de viață eristic încearcă să demonstreze că doar ei au dreptate și că interlocutorii lor greșesc și că trebuie distruși dacă se poate. Cei care practică discuția dialectică și stilul acesta de viață sunt cei care caută acordul, comunicarea, comuniunea cu ceilalți prin dialog. Acesta este și modul pe care noi l-am ales ca un mod de a fi și pe care îl recomandăm ca fiind calea civilizată, cum o numea și filozoful Collingwood. Să fii civilizat înseamnă să trăiești cât de mult se poate în mod dialectic, adică într-un efort constant de a converti fiecare prilej de dezacord într-un prilej de acord. De altfel, nefăcând politică în interiorul universității, știm că o viață politică sănătoasă, care ne interesează deopotrivă, deoarece și noi suntem membrii acestei comunități, este posibilă numai atunci când partidele dintr-un stat se găsesc într-o relație de opoziție dialectică și nu eristică. Altfel spus, doar atunci când liderii sau reprezentanții grupărilor politice discută dialectic, în profita eventualelor diferențe doctrinare. După cum observă același filozof, o comunitate ai cărei conducători se ceartă, mai ales dacă sunt atât de infantili, încât să permită certurilor lor să ducă la violență, este o comunitate prost guvernată, incapabilă să procure membrilor săi o viață tihnită și îmbelșugată, acasă și incapabilă să se facă respectată peste hotare. Cu aceste cuvinte, în închei discursul în fața dumneavoastră, vreau să le mulțumesc părinților voștri, bunicilor, prietenilor, colegilor care v-au susținut în acești ani. Mi-a făcut o deosebită plăcere să vă cunosc, să vă întâlnesc pe mulți dintre voi, indiferent de forma de învățământ sau programul de studii. Le mulțumesc colegilor mei care au făcut posibil ca această familie să meargă mai departe, depășind foarte multe momente de criză, nu toate datorate nouă. Și vreau să vă felicit pentru că ați absolvit, pot fi subiectiv, îmi permit astăzi, una dintre cele mai moderne universități pe care această parte a lumii ne poate oferi comunității din care facem parte. La mulți ani fericiți, intens trăiți, cu foarte multe rezultate și tot împreună să fim, indiferent de locul unde ne vom găsi. Mulțumim frumos, domnule rector. De asemenea, ne onorează prezența domnului președinte, fondator, profesor universitar dr. Benone Pușcă, alături de noi, omul datorită căruia noi putem sărbători absolvirea în acest loc minunat, Universitatea Danubius. Vă aplaudăm și vă mulțumim! Am terminat cu partea introductivă a acestei festivități și acum vă invit să asistăm la tradiționalul ultim curs. Susținut de către doamna decan al Facultății de Drept, lector universitar dr. Ana Alina Ionescu Dumitrache, suntem nerăbdători să auzim ce mesaj ne va transmite atât nouă, tuturor studenților promoției 2019, dar mai ales noilor juriști de la Facultatea de Drept și să o primim cu aplauze.
în suflet. Bună ziua! Este o atmosferă de sărbătoare, dar astăzi, pentru, mai ales pentru absolvenți, este un moment care marchează o nouă etapă. Mi-am scris câteva gânduri pe care am încercat să le repet în orice oglindă am găsit până, pe drumul până la universitate. Stimate domnule președinte, stimate domnule rector, onorați colegi, onorați absolvenți și invitați. Iată-ne, din nou, într-un carusel plăcut de emoții, de amintiri, de perspective. Dragi absolvenți, mă adresez tuturor absolvenților. Mesajul pe care eu l-am așternut și pe care vi-l etalez acum, cred că își găsește destinația pentru toți absolvenții. Desigur, absolvenții Facultății de Drept se vor regăsi mai mult. Dragi absolvenți, eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că alături de noi, cadrele didactice ale Facultății de Drept, ați construit în ultimii 4 ani. Aveți un rol important pentru societate, aveți un rol colosal pentru România, este nevoie de juriști de calitate. Pentru că dumneavoastră, în calitate de juriști, prezumând că iubiți dreptatea, va trebui să faceți loc binelui. Să acționați responsabil, să interveniți prompt și vigilent atunci când se impune, să nu vă grăbiți, să aveți răbdare, să ascultați și nu doar să auziți, pentru că doar așa veți putea ajunge la o concluzie pertinentă și adevărată. Dreptatea este cea mai de preț virtute, pentru că cel care deține dreptatea nu va fi întotdeauna el fericit, dar în majoritatea cazurilor va face fericiți pe ceilalți. Să nu uitați că legea, morala, religia sunt elemente care trebuie protejate pentru o societate mai bună. Dacă unul dintre aceste elemente, sau mai multe, sunt viciate, sunt interpretate în mod excesiv sau aplicate abuziv, atunci vom bloca societatea. Indiferent de cum veți decide să croiți această stofă de jurist, indiferent de profesia pe care optați să o îmbrățișați, sunteți obligați moral. Trebuie să vă asigurați că drepturile tuturor ființelor umane vor fi respectate. Să nu uitați că, citând un mare dramaturg grec antic, Eschil, nu există apărare pentru acel om care, într-un exces de bogăție, lovește altarul mare al justiției. Iubiți dreptatea, aplicați înțelept și riguros legea, iar profesia dumneavoastră va deveni un modus vivendi fericit. Numai așa veți putea face diferența în viețile dumneavoastră și în viețile celorlalți. Vă mulțumesc, vă doresc succes, vom mai avea momente. Mulțumesc. Mulțumim și vă rog să rămâneți alături de noi pentru că urmează predarea cheii succesului.
Dacă îmi permiteți o glumă, vorbeam pe drum spre universitate cu soțul meu și spun, dacă se pronunță cuvântul succes, voi aduce aminte de Churchill, care spunea, definea succesul astfel: abilitatea de a trece de la un eșec la altul cu entuziasm. Dar nu este cazul meu. Da. Haideți să onorăm acest moment. Răzvan, cred că trebuie să te alături. Și domnul Gheorghiță Neru, vă rog, te primim cu aplauze. De asemenea, mulțumim Rădăcini Motors pentru premiul acordat și Universității Danubius. Domnule președinte, domnule rector, doamnelor și domnilor profesori, stimați colegi studenți și dragi invitați, noi astăzi, cei care absolvim, am finalizat un capitol fundamental în viețile noastre, un capitol pentru care ne-am pregătit intens pentru viitoarele noastre profesii, am învățat să fim spontani și eficienți în comunicare, mai ales. Am trăit împreună clipe frumoase. Am zâmbit în fața clipelor de neuitat, dar am îndurat și momente dificile. Și unii dintre noi chiar au învățat să iubească în acești ani. Deci, domnilor profesori, doamnelor profesori, am avut onoarea mai devreme să predau cheia succesului generației noastre către succesorii noștri, cei din anul 3, și le doresc succes, nu? Vă mulțumesc! Domnule președinte, domnule rector, stimați profesori și dragi invitați și absolvenți, e un lucru deosebit să primesc această cheie a succesului, nu auzisem de ea, am aflat acum și dintr-o dată mă trezesc și pe ea în brațe. De adevărat că mi-amintesc că în momentul în care am pornit pe calea aceasta de a face facultate de drept, au coordonat așa niște cuvinte pe care am citit eu înainte de a veni aici, să rugăm mare jurist roman, Ulpian, care spunea la un moment dat că ius est art boni et egli, adică dreptul este arta de a face binele și a face echitate, a face dreptate. Poate că deodată ne punem întrebarea dacă într-adevăr există un egal între drept și dreptate. E bine să ne punem această întrebare mai des, din punctul meu de vedere. Cert este că dreptatea supremă o găsim numai sus, în cerul la Dumnezeu, dar avem datoria noi, aici, cei care învățăm tainele acestea ale dreptului, să facem în așa fel încât, într-adevăr, acest drept să fie, într-adevăr, o artă. O artă a binelui și o artă a echității. Nu cred că poți să faci vreodată dreptate în lume fără să faci bine. Și binele poți să-l faci numai iubind. Cum spunea colegul meu, am învățat să iubim aici. Trebuie să învățăm să ne iubim unii pe alții, pentru că altfel nu vom reuși să realizăm nimic în viața aceasta. Unul din marii teologi din vechime, Fericitul Augustin, spune că cuvinte foarte frumos, iubește și fă ce vrei. Adică iubirea aduce după sine posibilitatea de a face numai bine. De aceea, eu mulțumesc din suflet că am primit această cheie. Sper să obțin anul care urmează cu demnitate, să reușesc, dacă aș putea, să o dau eu mai departe, nu știu, barba, dar mă voi strădui pentru aceasta și vă mulțumesc din suflet, domnul profesor, că ne-ați insuflat așa această picătură de a încerca să facem dreptate până la a reuși să ajungem în adevăr oficial să facem dreptate. Mulțumim din suflet pentru tot. În economia carierei și a vieții ce ne așteaptă. Ce ne-am face noi, fără viitorii bancheri, contabili sau economiști? Viața noastră ar fi mult mai complicată și încurcată. De aceea, o invit alături de noi, pe
pe doamna decana Facultății de Științe Economice, conferențiar universitar doctor Ecaterina Necșulescu, care ne va asigura că nu trebuie să ne facem probleme și că vom avea specialiști bine pregătiți în sectorul economic. Să aplaudăm! Aplauze, dar nu cred că le merit eu. Cred că le merită absolvenții. Și vă rog să începem prin a-i aplauda pe absolvenții Facultății de Științe Economice. Domnule președinte, domnule rector, dragii mei colegi, stimați invitați și dragi absolvenți, dragii mei absolvenți, pentru că sunteți dragii mei, am fost împreună în acești 3 ani alături de cadrele didactice care au încercat să vă îndrume pașii în acest domeniu spinos, totuși, greu. Având în vedere și modificările de legislație foarte frecvente. Dar așa cum vă spuneam și la cursuri, voi sau și voi faceți parte din Strategia Națională a Competitivității în perioada 2015-2020. E foarte important, pentru că, practic, prioritățile acestei strategii sunt economia și antreprenoriatul, educația și mediul de afaceri, ceea ce oferă Universitatea Danubius. Oferim educație, dar suntem și o universitate antreprenorială. Și aș începe cu acest ultim aspect, pentru că chiar dacă la nivel de universitate, societatea antreprenorială studențească, despre care voi știți și la care activități ați participat, este la nivelul întregii universități, voi, viitorii economiști, studenții la Facultatea de Științe Economice, ați avut rolul prioritar, pentru că voi sunteți cei care trebuie să știți să administrați o afacere, un business. Indiferent dacă sunteți la specializarea contabilitate și informatică de gestiune, la finanțe și bănci sau la economia comerțului, turismului și serviciilor. De ce spun acest lucru? Pentru că ați fost conștienți sau nu, pe parcursul celor 3 ani, ați participat activ la această societate antreprenorială studențească. Amintiți-vă că am avut invitați de marcă, am avut invitați de la ANAF, am avut invitați de la bănci, ați avut întâlniri cu diversi profesioniști, fie din domeniul expertizei contabile, fie din domeniul auditului, deci v-ați regăsit fiecare, astfel încât eu am speranța că după ce veți fi absolvenți, sau vă consider de astăzi absolvenți, dar am încrederea și speranța că veți reuși să puneți bazele fie a unei societăți comerciale, să vă faceți propria voastră afacere, cum vă spuneam eu, să fiți proprii voștri stăpâni sau, de ce nu, să participați la activitatea unei instituții publice prin tot ceea ce să aduceți plusul de valoare adăugată într-o instituție publică prin tot ceea ce voi ați învățat aici. Dacă mă refer la educație, să știți că nu că ne cerem iertare, dar aș vrea să înțelegeți că dacă am fost mai exigenți cu voi, am făcut-o pentru binele vostru. Pentru ca voi să deveniți oamenii de nădejde ai acestei societăți, în special în domeniul economic, pentru viitor. Practic, noi am încercat să punem la temelia profesiei voastre prima cărămidă și sper că am reușit acest lucru și de aceea vă rog să-i aplaudăm pe domnii profesori care v-au călăuzit pașii în toți acești 3 ani. Și să le mulțumim pentru tot. Să le mulțumim pentru tot ceea ce au făcut pentru voi, nu numai în domeniul educației, ci și în alte activități adiacente la care voi ați participat, pentru că, să știți, mi-a plăcut foarte mult, fiindcă ați fost și voluntari. V-a plăcut să faceți voluntariat.
pentru binele comunității. Dacă ar fi să mă refer la ceea ce vă așteaptă, evident că fiecare și-a făcut un vis. Dar trebuie să știți că noi vă așteptăm în continuare. Am mai discutat aceste lucruri la fiecare curs în parte, vă așteptăm la mastere, dar evident că fiecare își poate alege drumul pe care și-l dorește. Nu uitați însă, am spus fiecarei generații și m-am bucurat alături de fiecare generație, dar le-am spus de fiecare dată, sunteți cei mai buni, pentru că și voi sunteți cei mai buni. Și vă rog să-i aplaudăm încă o dată, să-i felicităm pentru toate eforturile, să mulțumim și părinților care le-au fost alături și eu, dragii mei absolvenți, vă urez mult, mult succes și nu ezitați să ne căutați dacă doriți sfaturi de la noi, dacă doriți să vă îndrumăm pașii. Suntem aici pentru voi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim din suflet și vă rog să moderați dumneavoastră acest moment, pentru că urmează înmânarea cheii succesului. Șeful promoției de la Facultatea de Științe Economice din acest an este Ghinea Veta, vă rog să o aplaudăm. Ea va înmâna cheia succesului studentului de anul 2 de la Finanțe și Bănci, Ștefan Andrei. De fapt, Contabilitate și Informatică de Gestiune predă cheia succesului specializării Finanțe și Bănci. Te obligă această cheie a succesului, vă obligă pe toți. Bună ziua, aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru oportunitate. Personal am retrăit anii de facultate de data aceasta cu alți ochi. Mă bucur că am putut acumula cunoștințe în domeniul economic. Mi-a plăcut foarte mult relația dintre domnii profesori și studenți, care a fost și este prietenoasă, deschisă, sinceră și asta ne-a ajutat în procesul de învățare și de parcurgere a acestor ani. Le doresc colegilor mei mult succes mai departe, în special celor tineri care pot să-și folosească toate cunoștințele acumulate. Și celor din anul 2, la fel succes și să aibă parte de momente la fel de frumoase cum am avut și noi. Vă mulțumesc! Bună seara! Bine v-am găsit la acest eveniment plin de emoție și bucurie. Sunt onorat să primesc cheia succesului și sunt în etat de responsabilitatea de a o duce mai departe. Aș vrea să vă împărtășesc câteva cuvinte cu partea pe care le știți deja. Pentru a avea succes este important să întâlnești anumite calități, fie ele născute sau autogândite. În primul rând, ai nevoie de determinare, să știi ce vrei, să faci tot ce stă în putere să obții acele lucruri. De asemenea, trebuie să fii sincer cu tine și să știi limitele și potențialul și să faci să le folosești în avantajul tău. Cu toate acestea, succesul înseamnă ceva diferit pentru fiecare. Acestea fiind spuse, le urez proaspeților absolvenți mult succes și o vacanță plăcută. Și eu aș spune că a avea succes înseamnă, în primul rând, a fi tu însuți și a te baza pe ceea ce tu ai acumulat în acești a trei ani de facultate și vei acumula în continuare. Pentru că ce ai aici nu-ți poate lua nimeni. Succes!
Vă mulțumim și vă urăm și noi de asemenea mult succes. Acestea fiind spuse, urmează un moment cu foarte mare încărcătură emoțională asupra mea, fiindcă nu pot să nu fiu subiectivă din postura de student al Facultății de Comunicare și Relații Internaționale. Țin să mulțumesc atât personal cât și în numele colegilor mei, doamnei decan, lector universitar dr. Daniela Tănase Popa, pentru tot suportul și îndrumarea acordată. Din motive obiective, dumneai nu poate fi astăzi alături de noi, pe scenă, dar cu siguranță gândurile ei bune se îndreaptă către noi toți. Ne-a lăsat însă pe mâini bune și în sarcina dânsei, îi revine astăzi domnului conferențiar universitar dr. Emil Răzvan Gâteș. Domnule președinte, domnule rector, iubiți colegi și absolut onorați absolvenți, astăzi se schimbă un lucru foarte important în viața voastră. Un moment pe care probabil vi-l veți aminti toată viața. Astăzi primiți recunoașterea socială a faptului că ați absolvit o universitate. Ați avut parte de o valoare pe care o simțim de când intrăm pe ușa acestei universități. O simțim și astăzi aici în sală, prin emoțiile noastre, prin tot ceea ce ne înconjoară. Este valoarea bunătății, este valoarea omeniei, este valoarea de a pune cunoașterea în slujba acestei iubiri pentru cei din jur. Ați învățat o grămadă și o grămadă de lucruri despre comunicare. Doamna decan mi-a spus că niciodată nu-și pregătește discursurile și e bine ca aceste discursuri să fie din suflet. Așa voi face și eu astăzi. Și remarc că purtați cu onoare această robă specifică acestui moment. Când ați intrat în această universitate și când intrăm în general în universități și în programe educaționale, purtăm acest ciucurel simpatic pe partea stângă. Este simbolul că intrăm undeva. Încetul cu încetul, el se mută către partea dreaptă. Este ceea ce ați făcut voi în toți acești ani. Ați pus cărămide cu cărămide cunoaștere. Ați intrat cu tot sufletul și ați intrat fiind niște oameni buni. Dar între timp ați șlefuit toate aceste calități interioare. Prin cunoaștere le-ați șlefuit prin valori ca bunătatea și ați învățat această taină a comunicării. Această taină specific umană. Tot cu această taină, astăzi ne explicăm acest moment și înțelegem că suntem total diferiți decât am intrat. Am parcurs un traseu de la o oarecare neîncredere, un oarecare întuneric al faptului că nu aveam mintea plină de cunoaștere și plină de astfel de valori pe care le-ați întâlnit în această universitate, și am mers încetul cu încetul către lumină. În acest prim moment o să permit o aroganță și anume de a rescrie un vers din imnul nostru pe care l-am auzit la început. Nos habebit humus, spune versul respectiv, adică vom locui pământul. Eu astăzi vreau să vă spun că din acest moment nos habebit lux, vom trăi în lumină, în lumina cunoașterii. Mulțumim, domnule profesor, și vă rog să spuneți câteva cuvinte pentru că urmează fie aprederii succesului. Și îl invităm pe Irinel Hucum, studentul în anul 2. Să preia ideea de la Ștefania Lepădată. Balcanică, ne pupăm. Ne arătăm iubirea unii față de ceilalți și vreau să vă spun tuturor, domnilor profesori, vă iubesc pentru că ați avut răbdarea necesară să ne lăsați să greșim, să avem de unde să învățăm. Ne-ați fost prieteni, ne-ați fost părinți și mulțumesc că ne-ați fost alături.
seara. De obicei vorbesc foarte mult, acum o să fiu foarte scurt. Sunt onorat să primesc acest simbol în numele colegilor mei de la Comunicare și Relații Publice anul 2. Și domnilor profesori, vreau să le spun că chiar dacă nu demonstrez asta la fiecare curs, vă apreciez foarte mult și datorită dumneavoastră am crescut pe plan profesional. Vă mulțumesc! Foarte mult, emoții sunt foarte multe, nu o să vă mai rețin, pentru că vrem să mulțumim de asemenea și psihologiei, pentru că anul acesta ne mândrim cu prima promoție de absolvenți ai specializării psihologie, pe care îi felicităm și îi aplaudăm. Și le zic să rămână alături de mine pe domnul conferențiar universitar dr. Emil Gâteș, un cadru foarte îndrăgit de studenții de la psihologie, pentru a marca acest moment. Emoționant, prima promoție de psihologie. Felicitări și să ne revedem cu bine în profesie. Sunt noi colegi ai unei promoții de psihologie aparte. Niște psihologi mult mai cu suflet, pentru că psihologia este știința sufletului. Aici ați învățat cu adevărat acest lucru. Voi începe să citesc unul câte unul pe cei de aici. Udală, Boga, Cateluța. Alături de noi este foarte în spate. Vă așteptăm. Urducea Georgiana. Costea Gianina. Lorena Damian. Covaci Radu Octavian. Cristina Manole. Mingireanu Beatrice Paula. Pe telefon trebuie să primească și câte informații trebuie să distribuie. Munteanu Adelina. Haideți să și ajungă, sper să nu fie ritmul meu pe alert. Haideți ușurel, venim aici. Chiar dacă suntem mai mulți, măcar trebuie să arătăm că suntem coeziți și puternici. Nu suntem niște psihologi cindați. Oana Nistor. Daniela Puia. Covaci Violeta Laura. Imediat o să... Monica Tobescu. Tuderaș Guremus Octavian. Vă felicit, sunteți, e un moment foarte emoționant. Recunosc că și pe mine, nu mi s-a mai întâmplat de multă vreme să mă copleșească, emoțiile m-au luat de când eram acolo pe scaun. Am realizat momentul în care ne-am văzut afară în curte și am zis hai să facem o poză. Atunci am realizat că e prima promoție și puțin m-am început să-mi bată inima mai tare și tot așa lucruri care se întâmplă și în momentul de față. Sunteți o mândrie, cred, a acestei universități și cred că colegii noștri pot confirma. Iar eu vă felicit din tot sufletul. Ați fost niște studenți la înălțime, interesați, ați fost acolo alături de fiecare dată în laborator, chinuindu-ne să realizăm tot felul de proiecte. A fost un an interesant, un an în care v-ați realizat diploma de licență, care în domeniul psihologiei presupune cercetare. Cercetare care nu e deloc ușor de făcut, nu v-a fost ușor să faceți acest lucru și tocmai de aceea, cu multă emoție, alte cuvinte, nu mai știu ce să vă spun decât că sunteți aici cu adevărat, sunteți prima promoție și cu siguranță toată viața ne aducem aminte unii de ceilalți. Vă felicit din tot sufletul. Domnule profesor, mulțumesc pentru votul de grup. De asemenea, invităm pe toți domnii profesori ai specializării psihologie să urce pe scenă alături de studenți și să marcheze momentul printr-o poză de grup. Mulțumesc!
Boldeanu Marin Ionuț Dumitrel, Boldeanu Mioara, Botoșineanu Lucian Florin, Brăscan Aura Oana Mădălina, Bunea Neculai, Bușilă Angel Lazar Corina Mirela, Cioroșteanu Nicu, Condunina Răzvan Alexandru, Corbeanu Costel Mihai, Cuzevici Mihaela Florentina, Docan Laura Andreea, Domnițeanu Sorin, Enache Elena Cecilia, Francu Ciprian Nicu, Gavrilă Daniel Constantin, Culubei Silviu, Ionescu George, Mihalache Costina, Nechifor Luiza, Necula Nicoleta Denica, Nedelcu Emil Alin, Nistor Mădălina Cristina, Ana Adrian, Pantilimon Raluca Georgiana, Pintilie Narcisa, Popa Mădălina Loredana, Purghel Daniela, Radu Olimpia Adriana, Șerboana, sper să ne țină scenă, Sanciu Gabriel, Vârlan Iacoboana, haideți să am rugămintea colegii din cadrul Facultății de Drept, cu toții, să venim alături de absolvenții noștri, să imortalizăm acest moment extraordinar. Thank you.
scena va aparține absolvenților Facultății de Științe Economice. O invităm pe doamna decan, conferențiar universitar, dr. Ecaterina Necșulescu, pentru a striga catalogul. Nu așteptăm puțin să... Mi-am pus ochelarii ca să nu greșesc. Sunteți pregătiți să strigăm catalogul, da? Andrieș Violeta. Ardeleanu Elena. Arhire Cristina. Hai, Cristina. Bălan Roxana Lucia. Panu Viorica. Bogoi Elena. Broască Iulian. Nu l-am văzut. Bulgaru Mihaela. Buzatu Simona Andreea. Căldare Moldovan Camelia Raluca. Elena, poftim. Caraman Florentina. Felicitări, felicitări, dragi. Cernat Mara. Felicitări. Chiriță Mariana. Haideți mai aproape de scenă. Ciortan Săftica. Ciupitu Oana Veronica. Clim Mihaela. Felicitări. Crăciun Andreea Mădălina. Felicitări, Mădălina. Drăghici Cristina. Eftimie Monica. Ghinea Veta, șefa noastră de promoție, felicitări. Gugulea Steluța. Felicitări. Ioana Andreea. Mândroasa Florentina Raluca. Muhulică Alexandra. Năstasă Camelia. Voi vă știți ordinea la catalog? Haideți, apropiați-vă de scenă. Necula Mihaela Iulia. Oprea Emanuela. Oprea Mihai Andrei. Pastramă Mirela Nicoleta. Dați-i voie lui Mihai să ajungă pe scenă. Pintilie Elena Lucia. Felicitări, Mirela. Oșircaru George. Rotunzeanu Andreea. Tu de ești Andreea? Șervu Florin Sorin. Sâncă Mirela. Sâncă, de fapt, Sinca. Șobor
Lenuța. Sanciu Diana Mirela. Stermates Marius Iulian. Talașman Maria. Rusu Andreea. Rusu Andreea. Uzum Maria. Vârlan Ovidiu Marian. Felicitări, Ovidiu. Și numai a? Ce se întâmplă? Organizatorii, ce se întâmplă? Pe scenă. Alături. Chițu Doina Georgiana.
Chiroșca Ana Maria, Iria Cristina Eugenia, Catrinescu Alexandra, Caraman Mihaela, Georgiana Ramona Capră, Georgiana Cristina Brăescu, Raluca Elena Vicu, Ionela Simona Finte, Cătălina Georgiana Dajbog, Roxana Andreea Diaconescu, Cristina Dragomir, Teodora Dragomir, Maria Ghindea, Emilia Grosu, Hanu Cornelia, Lăcrămioara Elena Iacob, Nela Ilaș, Juliana Lemnadu Ducău, Iuliana Lemnaru, Ștefania Lepădatu, Diana Elena Micu, Miron Cosmin Ionuț, Georgiana Mocanu, alături de noi, o moție numeroasă, Gena Obrișan, Gena? Valentina Obrișan, Victoria Pleșu, Ștefăniță Pletea, Larisa Cătălina Popa, Lucia Diana Rădulescu, Daniela Sutariu, Florin State, Ionela Marina Ștefan, Alina Oana Untea, Mihaela Vlădescu, și dacă cineva știe că ar trebui să fie aici, dar nu s-a auzit, să vină alături de noi. În primul și în primul rând, toți domnii profesori să se alăture nouă, să se alăture acestor minunați și numeroși studenți. Thank you.
Evangheliu, iar apoi vă invităm la o cupă de șampanie.